student la medicină anul 2 din Constanța și în viața de zi cu zi, în afară de facultate care ocupă foarte mult timp, mă ocup cu un vlog, am un canal de YouTube, Satiră Românească. Am strâns aproape 50.000 de abonați pe canal. Am luat și premiul Cetățean de Onoare al orașului Constanța în 2016 la categoria Mass Media. Am poză cu trofeu. Am terminat anul întâi pe locul 16 din 200 și ceva, adică... Stilul ăsta al tău amuzant și efervescent și pozitiv îți aduce succesul la fete? Oarecum! Bine, mai mult ca prieten decât ca lover, dar eu nu sunt genul ăla care să iasă în oraș. Hai, ieșim la agățat. Ieșim să cucerim. Nu, eu sunt genul care preferă să creadă că dacă un lucru se întâmplă, e să întâlnești pe cineva. Nu se va întâmpla dacă e să întâlnești pe cineva. Oh, salut! Păi e frică de doctor? Domnul doctor, nu. Bă, sincer, nu, dimpotrivă. Doctorii ne sunt prieteni, nu? Că este acolo să ne facă... Păi da. Să ne scape de rele, nu să ne facă rele. Uite, pentru voi am făcut o excepție și m-am uitat la voi înainte să cotizați. Așa. Ia să vedem dacă domnul Grigorescu n-are inimă. Dumneavoastră? Aoleu, ce tare bate! Bate că sunt foarte emoționat și foarte nerăbdător vis-a-vis de numărul tău. Și eu sunt foarte nerăbdător, sper să iasă bine. Sincer, de Mihai. Jur. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Matei Teleanu! Îmi sper să reacționeze. Sper să se amuze toți. În cazul cel mai rău, nu o să se râdă, o să fie crispați, el o să zică pleacă acasă, iau like-ul de la Delia din oficiu, asta e. Bună seara! Mă, da, să știi că din când în când am mai dat și Delia like. Când a fost ceva super praf, adică, nu știu, ăla e talonul. Dacă sunt super praf, îmi dă și Delia dislike. Cred că ăla e talonul. Mă numesc Matei Deleanu. Sunt prima dată la umor. Nu o să te ajute. Și ultima dată. În primul rând, vreau să aplaude din public persoanele care vor să aplaude. Toată lumea vrea să aplaude dacă se întâmplă ceva demn de aplaudat. Acum pe bune, hai să aplaude din public cei care au frică de doctor. Toată lumea are frică sau scârbă de doctor. Sper să aveți frică și de mine pentru că sunt doctor. Bine, încă student la medicină și cu puțin noroc poate o să termin și această facultate. Da, noi studenții la medicină avem numeroase tulburări psihice, mai ales de la atât am învățat. Uite, eu de exemplu sunt bipolar. Urăsc să fiu bipolar. E super. Cunoaștem fenomenul, de-aia n-am râs. Lumea zice că noi medicii și studenții la medicină nu avem umor, așa că eu în seara asta am venit la voi să vă demonstrez că așa e adevărat. Okay. Mai e și previzibil, aplauze! Hai să ne imaginăm cum ar fi dacă grila de programe TV ar fi făcută de doctori. În primul rând am avea știrile. De dimineață, la Antena 1, avem, cum îi spunem noi în lumea medicală, Observul Ciorul. Pe vremuri existau emisiuni de tip școală, de română, matematică, biologie, etc. Eu cred că ar trebui reintroduse în grila de programe actuale, mai ales la ce popor avem. În orice caz, cu emisiuni de tip școală, orice copil ar putea să învețe foarte ușor cum se face un calcul renal. Dragul meu, mori de râs, juri! Bă, vezi că ușor, ușor te destabilizezi, încep să te... Bă, regrupează-te... Domnule, domnule. Eu cred că ți-ai bătaie când intri în gardă, deci jur. Păi de-aia intră în gardă. Poate și-a bătaie. Matei Deleanu. Vai. Cine e Matei Deleanu? E clar, după cum. Matei Deleanu. Viitorul medicinei în România. A câștigat Cetățean de Onoare Mass Media la Constanța. Cetățean de Onoare Mass Media? Da, zis, nu știu ce înseamnă. Și că l-aș fi văzut cineva niște fotografii dintre astea de pe Facebook cu Bradu Mazăre, cu Gagici, cu nu știu ce. Să revenim în actualitate. Dacă schimbăm postul, ajungem la canal de unde urmărim emisiunea Bravo, ai Still Phyllis? Emisiune... Really? E aceeași emisiune de modă, redenumită din cauza concurentelor. Riscăm o infecție, așa că nu stăm mult, ci schimbăm la Pro, unde avem emisiunea La Morguță, cu gazda Cătălin Morguță, care nu și-a niciodată pastilele. Iar după aceasta începe emisiunea, o emisiune longevivă, emisiunea Tușește Lumea. Deși e longevivă, are un mare defect, nu e deloc productivă. Ai
see what Așteptam. You did there. Hai, I frate, see cum, what continuu. You did there. Eu, corectul lui, eram Miguel. Pentru că iau colegiile tale față de spaniol. Despre jurare îți spune, despre treia că e trăbut strală, iar de Mihai este teamă să nu-l prindă într-un moment prost sau să clacheze chiar când este el pe scenă. Eu. Bă, ce... Bă, tu-ți dai seama. Deci tu-ți dai seama. Ne reîntoarcem la antenă pentru că riscăm să pierdem emisiunea Acces Direct, o emisiune la care toată lumea plânge foarte mult. Eu, cel puțin, numai în practică la oncologie am văzut atâtea lacrimi pe metru pătrat. Oleu, oleu, și încet, încet ajungem în prime time. Metre. Luni și marți seara în prime time. Stai. Umorul tău este cancer. Stai o secundă. Deci, ai spus că acces, mă, asta cu acces direct, îți jur, deci am auzit-o de 100 de ori. Dar după aia ai spus că doar în practică la oncologie ai văzut atâtea lacrimi. Pe metru pătrat. Da. Uite, frate, maica mea a murit de cancer. Fă-mă să râd. Pe bune, ai spus asta. Nu trebuie să-ți pară rău, trebuie să mă faci să râd. Nu, pe bune, deci jură-te că tu ai spus chestia asta acum. Da. Dar ce, la oncologie se plânge, adică care-i faza? Uite, de exemplu, eu m-am enervat. Astăzi, eu, în timp ce era idiotul ăla pe scenă, eu așteptam, bine, aștept și acum, în continuare, un rezultat de la o analiză în acest sens, a unui membru de-al meu din familie. Cred că m-a prins într-un moment prost. Da, e adevărat. Asta ce se întâmplă? E un exemplu foarte clar de cum sunt dezumanizați doctorii. Ce se... Păi, îmi pare rău, dar se și plânge, sunt și nervi. Comparație cu emisiunea Acces Direct, unde se plânge mult. Acces în rect. Ok, ca tine, fie. Bendeac a avut 100% dreptate, deci nu-ți... Nu poți glumi cu anumite subiecte în cazul în care glumești prost. Zici și mie, care este marea poantă, marea glumă între voastre? Simt care e. Poți să continui? Da. Dacă îți face plăcere, cum? Asta cea mai mare. În prime time, luni și marți seară, avem o emisiune foarte frumoasă, Chirurgi la cuțite, unde anatomia se discută cu bisturiu în mână. Iar miercuri seară avem o altă emisiune foarte frumoasă. Din păcate, prezentatorul s-a gândit la un moment dat să-și ia carnetul de conducere. Emisiunea se numește Colica Cărcotașilor. Hai, și dobă dacă glumele tale sunt bune. Cineva râde. Joi seară avem ce vedea la canal de Tumoră pentru mama. Oh, no. Știu de la cine o să am like. Oh, no. Eu cred că acel like va fi ultima problemă. Mie îmi place să glumesc morbid. Observ. Trec anică foarte multă lume. Dispare. Și ce crezi? Pe diferite boli, diferite cazuri, diferite... Bă, și sunt cam aceleași. Cancerul, toate bolile de pe fața pământului, toate durerile oamenilor normali, toate lucrurile îngrozitoare care se întâmplă viața din punct de vedere medical, pot fi luate în râs, dar trebuie să faci lucrul ăla exemplar. Chiar trebuie toată lumea să fie pe jos. Aia te face bun. N-ai reușit să faci chestia asta, ești doar un alt gunoi care încearcă și nu iese. Atât ai putut să inventezi după ce ai citit 700 de cărți despre medicină? Păi pe restul nu le înțelegeați. A, da. Iată și un moment în care te simți superior. Continuă, frate. Stai puțin. Permiteți-mi pentru o secundă să nu continue. Da. Tu chiar ești student la medicină. Da. Al 16-lea pe facultate. Al 16-lea pe facultate. Din 200 și, da. Extraordinar, bravo. Ai făcut practică la oncologie? Nu, asta era doar parte din glumă. Ah, ok. Deci n-ai făcut practică la oncologie. Încă. Dar în momentul în care, nu știu, ai gândit textul sau în momentul în care te-ai pregătit... Hai să ne așezăm că începe... Al doilea, ok. Și când te pregăteai să spui treaba asta, că ai fost în practică la oncologie și să faci această paralelă, adică doar acolo am văzut atâtea lacrimi pe metru pătrat și după aia ai mai și completat-o într-un fel. Ai simțit ceva? Mie acasă mi-a plăcut. Adică
mie mi s-a părut ok. Am crezut în textul meu. Dar stai mă, că nu s-a încheiat. Poate partea mai bună urmează. Numai, lui se pare o alăturare extrem de nefericită și de îngrozitoare și de horror și de neagră. Treaba asta, dar gândește-te că poate, da, poate el e mult mai rece și mai și lasă rece treaba asta, efectiv. Prin natura meseriei. Poate e mai distant și mai puțin... Nu te implica în text, Mihai, nu te implica. Există glume mai rele, există glume cu naziști și cu Hitler mai rele și cu lagăre de concentrare. Am auzit chestii în stand-up rele. Despre avorturi, despre o grămadă de chestii, adică sunt multe. El în sine n-a fost foarte amuzant, săracul, dar gluma n-a fost cea mai nenorocită glumă. Hai, am o întrebare, domnul Cătălin, că dumneavoastră vă pricepeți la acest subiect. Adică la glume morbide, nu? Nu. Dacă eu în acest moment, în mod real și mă jur că nu glumesc, deci mă jur că nu glumesc, dacă eu în acest moment, în mod real, nu sunt la câțiva centimetri de a mă ridica și a-l bate rău. Așa, nu face asta. Rău, da, rău de tot. Încadrarea penală e mare, s-ar putea ca colegii să nu... Bun, și ce am de făcut? Pentru că dacă mai stau aici, îl bat rău. Ai încredere în mine, nu poți să-l bați pe domnul doctor, pentru că el va ajuta copiii din România să treacă peste anumite probleme. Frate, continuă. Da, continuă. Ce te gândești că ai reacționat prea puternic? Păi nici nu l-ai bătut. Dacă nu am văzut, nici măcar nu ai zbâgnit, nici nu ți-ai schimbat poziția corpului. Adică am văzut și mai rău, adică nici măcar nu ai făcut așa spre el. Păi nu, că nu era genul de situație în care să mă ridic în picioare sau să plec de acolo. Dacă mă ridicam, mă ridicam. Și să reiei pe el? Da. Îți dau cuvântul meu, domnule, deci la ce stare mi-a creat, da. Dacă nu vă plac talent show-urile, putem să schimbăm placa, dăm pe antenă sâmbătă seară, unde avem o emisiune dedicată persoanelor cu senilitate severă. Te cunosc de undeva. Și în fine, duminică seară, toată țara așteaptă emisiunea Ai Tumor, emisiune cu cei mai drăgălași jurați. Vă iubesc, serios, vă iubesc pe toți patru. Ai Tumor. Dar tu l-ai oprit după aia? Nu l-ai oprit, că el după comparația tâmpită cu oncologia era mai zis, mai multe. Păi știu, dar a fost cam ca la Ceaușescu, adică a început să vorbească acolo la balcon în 21 decembrie, au început cu ideile și nu știu, după aia el a mai zis că vă mai dau 200 de lei la pensie, mai... dar era adică... Zici că ești doctor și n-ai și tu o glumă cu dezmembrări, cu mațe pe afară, cu ceva frumos. De astea încă n-am... Cu cataractă. Arată-ne că ai citit niște cărți. Tu ai venit să modifici niște nume de emisiuni la care eu personal nu mă uit. Eu nu mă uit chiar... La Ai Umor mă mai uit din când în când, că mă Ai plică... Tumor. Ai... Nu mă întrerupe. Așa. Deci... Jur. Câți ani ai? 20. 20 de ani? Da. Tu la 25 ești medic, nu? 24, pe acolo, da. Adică cu un an înainte să mă las eu de băutură și de prea curvit în numele Domnului, tu vei fi medic în momentul în care eu am rămas singur pe suprafața planetei și nu știam ce să fac la 6 luni distanță după acest act infect? Wow. Auzi-te că trebuie să-i răspund numai cum era telefon, care trebuie să-mi dau informații apropo de o analiză de cancer. Alo, da. Ești ok? Ah, bine, hai că te sun eu înapoi. Hai mă să votăm. Ce dracu, nu eu știu chiar ce m-am distrat, sunteți nebun la cap. De ce? Hai, mie să nu fac asta, ce se întâmplă. De place. Awkward! Tot momentul ăsta a fost și dacă ai fi avut altă meserie decât cea de medic și ai făcut această referire într-o glumă, alminteri, cretinoidă, ok, n-aveam nicio problemă. Dacă eu în secunda asta să te votez pe tine, înseamnă să-mi calc în picioare orice urmă de demnitate. Nu. Crede-mă că nu-l votezi. Că nu mă-l votez eu. Bine, mă, te duci mai departe și cu două. Hai. Votul lui Bendeac este irelevant în momentul de față. Succesul e asigurat. Ta-da! Uite, mă, că se poate, în sfârșit. La revedere! Sănătate! Oricum nu ai votat, dragi. Da, și mi s-a părut o chestie senzațională faptul că a apărut ecranul la negru. Bă, vă mulțumesc din tot sufletul meu, jur. Jur, chiar vă mulțumesc pentru asta. Jur, chiar vă mulțumesc. N-am să uit. Chiar mă adresez echipei de producție și realizatori. Să rămână, mersi frumos. Unele dume au fost bune, iar noi doi ca prezentatori la Ai Tumor, ok. Cum îi bate inima, ia vezi. Spațiu.
5 intercostal stâng, îi zice. Pe aici, așa. Nu mai bate deloc. Nu mai bate. E aproape. Tu-ți dai seama că după ce Matei Deleanu a apărut la Umor, nu va mai primi nicio, măcar o operație de apendicită de-a lungul carierei? Eu cred că băiatul ăsta va fi exclus pentru malpraxis la Umor.